Bine v-am găsit, dragii mei, să fie o zi magică, cu stele norocoase, cu un mesaj magic super și cu o lună plină super, pentru că astăzi, pe 24 aprilie, avem și lună plină. Deci este o energie foarte, foarte puternică și să vedem ce ne arată nou mesajul acestei zile. Despre ce este acest mesaj, despre dovedește-ți abilitățile într-o zi de miercuri, într-o zi guvernată de Mercur. Este momentul potrivit să ne arătăm abilitățile, mai ales că avem și o lună plină. O lună plină care ne ghidează, care ne iluminează, care ne arată calea, o lună plină care ne dă tonul transformării, tonul, să spunem așa, regenerării, renașterii. Este o lună plină care ne ajută să renaștem și dacă tot renaștem și ne eliberăm de foarte multe lucruri, ne eliberăm de foarte multe blocaje, ne putem aventura și în a ne dovedi abilitățile, momentul potrivit să ne dovedim abilitățile. Și să vedem ce facem astăzi, care sunt perspectivele, care sunt, să le spunem așa, oportunitățile. Dar înainte de a discuta despre atmosfera astrală și despre fiecare semn zodiacal în parte, semn și ascendent, recomand să ascultați în primul rând ascendentul, apoi semnul. Vreau să vă spun că vă aștept la cabinet cu energie bună, cu energie proaspătă. Vă aștept să vă ghidez, să vă ghidez pe calea voastră, să aflați care vă este misiunea, care vă sunt calitățile, în ce zodie aveți planetele, care este karma voastră, pe unde e poziționată. Dacă vrei să-ți faci un cadou sau vrei să faci cuiva un cadou, dacă vrei să experimentezi ceva nou sau vrei ca cineva drag ție să experimenteze ceva nou, poate ai o nepoată care urmează să meargă către facultate și nu știe ce să aleagă. Ei, are nevoie de o astrogramă să înțeleagă care e misiunea și în funcție de misiune și talente, abilități, vocație să-și aleagă o carieră de urmat, să-și aleagă o facultate. Sau poate că te afli într-un punct în viața ta în care ai nevoie de mai multă claritate, ai nevoie de mai multă, să spunem așa, energie, ai nevoie de mai multă, poate, direcționare, ghidare. Dacă ai nevoie de mai multă ghidare, te aștept cu mare drag să lucrăm împreună, să vedem care e calea ta și ce poți să faci mai bine pentru a trăi viața la cel mai înalt potențial. Deci, te pot ajuta să te cunoști, să te înțelegi și să vezi care sunt pașii spre cel mai înalt potențial al tău. Dacă simți că vrei să lucrezi cu mine, intră pe site-ul meu, andreiadincă.ro, și acolo află mai multe despre serviciile pe care le ofer. Cu mare drag ne putem vedea la cabinet sau printr-o sesiune online pentru a discuta despre potențialul pe care l-ai, despre tranzitele pe care le ai, despre ce poți să faci mai bine. Desigur, pe site aveți disponibil și ghidul protecție spirituală. Să știți că sunt câteva ore bune de ascultat la acest ghid. Sunt 111 pagini, un suport de curs de 111 pagini și avem de asemenea și vreo 7 ore de înregistrare. Deci cine vrea să învețe cum să se protejeze are de unde parcurge multe informații, adică dacă vrei să știi să-ți protejezi trupul, mintea, sufletul, să ai niște ritualuri, să înțelegi de ce să le faci, cum să le faci, să înțelegi foarte multe lucruri, eu ți-am pregătit un ghid, ghid protecție spirituală. Inițial am zis că o să îl discut în 5 ore, dar s-a dus către mai mult, ca să zic așa, adică vreo 7 ore. Și a spune că acest curs, acest workshop, mă rog, este structurat în 111 pagini. Deci, cine își dorește să învețe, să crească spiritual, să se protejeze, să-și protejeze energia, să învețe foarte multe lucruri, are nevoie de acest curs. Deci, dacă ești terapeut la început, ești astrolog începător, ești terapeut începător sau ești pur și simplu interesat să crești spiritual și vrei să înțelegi mai bine niște lucruri, îți recomand acest ghid protecție spirituală care încă se află 50% redus pe site-ul meu. Deci, dacă vrei să beneficiezi de reducere, intră repede și beneficiază de această reducere. Și haideți să ne întoarcem la horoscopul zilei.
Și avem în felul următor, avem o zi cu o energie foarte încărcată, vă dați seama, este totuși o lună plină în Scorpion, energia zilei nu e chiar cea mai ușoară, chiar a spune că se simte transformarea la fiecare pas. Berbecul. Berbecii au astăzi niște discuții legate de bani, niște discuții legate de bani la comun, de moșteniri, de a împărți ceva. Deci un pic atenție dacă aveți de împărțit bani la comun sau dacă știți că ar putea să iasă la suprafață niște adevăruri legate de bani sau moșteniri sau partaje sau firme, business-uri. Taur. Taurii sunt un pic încercați astăzi, încercați să nu fiți irascibili, să nu vă iritați de la orice, pentru că e posibil ca anumite relații să vă apese pe butoane. Adică pur și simplu să aveți senzația că niște butoane vă sunt apăsate și nu doar să aveți senzația, chiar să se întâmple lucrul acesta. Ideal ar fi să vă concentrați un pic mai mult pe ce funcționează, nu pe ce nu funcționează. E important asta, oricum decizii importante în viața de cuplu. Gemeni. Gemenii, atenționare pe sănătate, probabil să revină niște probleme. Dacă nu prea le-ați luat în calcul până acum sau nu v-ați luat în seamă anumite probleme, ar fi bine să o faceți, pentru că revin lucruri din trecut nerezolvate și sunt legate de sănătate. Deci atenție cu sănătatea. Rac. Racii ar putea să aibă o criză emoțională. E ceva ce vă deranjează legat de relații, e ceva ce vă deranjează legat de iubire, fie dacă sunteți singuri, e frica de singurătate, iar dacă sunteți în cuplu, e zona aceasta, să spunem așa, legată de tot ce înseamnă partea aceasta de, să spunem așa, încredere în cuplu. Adică nu prea mai e o încredere, ies la suprafață niște îndoieli, deci atenție cu îndoielile în dragoste și tensiune destul de mare în dragoste pentru raci. Leu. Leii au nevoie să fie un pic în echilibru și să fie un pic înțelepți astăzi. Deci fără cumva spontaneitate și a te arunca în risc. Evitați astăzi riscurile inutile, evitați astăzi stresul și epuizarea care nu și are rostul. Fecioară. Fecioara are nevoie să privească un pic diferit anumite lucruri. Aveți nevoie să le priviți poate dintr-o perspectivă diferită. Axa cunoașterii se activează foarte bine și a spune cumva că vor veni niște informații către voi care să vă ajute, vor veni niște informații care să vă împingă un pic de la spate să luați anumite decizii. Poate să aveți mai multă claritate în deciziile voastre. Balanță. O zi cu spor, o zi cu daruri financiare, o zi cu bonusuri, o zi în care vă clarificați ce aveți de făcut din punct de vedere financiar și care ar putea să vină către voi anumite posibilități care să vă ajute. Să vină către voi anumite posibilități care să vă scoată din zona de confort, să vă urce pe treaptă, dar bineînțeles cu niște eforturi depuse. Scorpion. O zi super transformatoare, o zi în care simțiți totul, dar practic alegeți să priviți partea bună, chiar dacă le simțiți pe toate, chiar dacă pare întuneric, voi alege să vedeți partea bună a acestui întuneric. Este o zi de resetare, este o zi de manifestare, este o zi în care treceți prin toate stările, prin toate senzațiile, dar la final alegeți zona bună. La final alegeți partea bună, la final alegeți lucru care să vă dea acea stare de bine. Săgetător. Săgetătorii au nevoie de mai mult calm astăzi, luați totul cu pași mărunți, nu vă bateți capul, nu vă enervați, nu vă agitați. Totul cu pași mărunți, totul într-un mod un pic mai lean, adică ar fi bine să fie totul mai lean. Și chiar aș spune cumva că dacă vă retrageți astăzi pentru a lucra de acasă sau pentru a vă reevalua anumite sentimente, e în regulă. Săgetătorii chiar au nevoie de pauză. Capricorn. Relațiile cu prietenii sunt destul de intense, relațiile cu prietenii sunt destul de sufocante, poate a spune, adică trebuie să
reorganizați anumite prietenii, să reorganizați anumite relații. Unele sunt bune, altele mai puțin. O să fie foarte multe schimbări în zona prietenilor pentru voi astăzi. Iar vărsătorii au o zi interesantă la locul de muncă. Trebuie să fiți atenți că de la cine nu vă așteptați, de acolo ar putea să vină tot felul de probleme, de la cine nu vă așteptați, de acolo ar putea să vină tot felul de situații, unele mai simple, altele mai puțin. Pur și simplu aș spune că este o energie destul de intensă și chiar aș zice că poate să fie ceva să iasă la suprafață. Poate să fie o conștientizare legată de cine ți-a aliat și cine ți este inamic. Iar peștii au o înclinație destul de mare către zona spirituală. Chiar reușiți destul de mult pe această zonă spirituală să avansați, să creșteți, să fiți mai buni, mai îngăduitori. Și există posibilitatea și pentru posibilitatea pentru o călătorie, ceva ce poate v-ați dori, ceva ce poate ați plănuit de mult, ceva ce urmează să se întâmple. Călătoriile sunt în avantaj, vă vin foarte bine, vă avantajează în această zi. Să vă fie de folos și ziua să fie magică!